cu cei nispăriți din altar, iubiți credincioși, libegheste aus Bayer. Un cunoscut profesor evreu, Elie Wiesel, ținea o conferință și vorbea despre faptul Iisus a fost în lume sau n-a fost. Noi creștinii spunem că a fost și credem în El și știm că a fost Fiul lui Dumnezeu. Evreii, în schimb, încă îl așteaptă pe Iisus, pe Mesia. Și la un moment dat, în conferința sa, acest Elie Wiesel spune așa: când o să ajung în fața lui Dumnezeu, o să fiu și eu și o să fie și un creștin. Și atunci noi o să-L întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, ai fost în lume sau n-ai fost? Mesia a venit în lume sau n-a venit? Și atunci, spune Elie Wiesel, am să mă duc așa lângă Dumnezeu și am să-L trag de poală, să-I spun: nu spune, Doamne. Vrem să spună că să nu mai continue aceste dispute numai decât. Ori iată că noi, sigur, nu suntem de acord cu Elie Wiesel, dar el este împăciuitor oarecum. Și noi avem astăzi întrebări, dar și răspunsuri, e adevărat. Îl avem pe Ioan Botezătorul într-o postură total inedită. Nu l-am mai văzut niciodată așa. Cum adică? Mai întâi de toate este în arest. Deja este închis. Noi îl știam pe Ioan Botezătorul foarte vijelios, foarte puternic, foarte pornit împotriva păcatelor. Acum este în pușcărie, este în arest. Noi credeam că Ioan Botezătorul știe sigur că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și totuși îl apreciem azi pe Ioan pentru un aspect. Ioan are probleme de credință. Ioan are dubii. De ce o are? E rău? Nu cred că e rău. Ioan își pune întrebări. Oare El este Mesia? Dar nu poate El să meargă și trimite niște ucenici. Și pun această întrebare, cum ați văzut și dumneavoastră: Tu ești Cel care trebuie să vină sau să așteptăm pe un altul? Să știți că mulți evrei au fost, o să revin asupra cuvântului, scandalizat. S-au scandalizat probabil și nu l-au, mai bine zis, nu l-au înțeles pe Iisus din următorul motiv. Ei voiau un Mesia puternic, un Mesia politic. Voiau un Mesia care să îi pună și pe ei la liniște, în liniște odată, la adăpost de dușmani, să fie un Iisus așa care vine cu armate. N-a fost să fie așa. Și Ioan Botezătorul se întreabă și el, oare chiar acesta este Mesia? Dar Iisus nu-l condamnă, pentru că pentru aceste întrebări ale sale, în încheierea Evangheliei de azi, avem de fapt cheia care ne dă explicația: nu s-a ridicat dintre cei născuți din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Iisus legitimează azi în Evanghelie întrebarea. Și fiecare om, eu cred că și dumneavoastră și eu toți, trăim dintr-o credință în căutare. Doamne ferește de o credință liniștită. Stau, uite așa, cu minte și credința mea stă acolo și crește singură. Nu cred că e acest lucru. Omul prin excelență este un om al căutării, al cercetării, al întrebărilor. Chiar am văzut undeva, cineva spunea: vai de oamenii care n-au întrebări. Vai de cei care stau și vegetează. Vai de cei care stau într-un fel de dolce farniente. Stau cu minți și îi spun că au credință. Nu e adevărat. Iisus azi legitimează cercetarea, căutarea. Și Ioan putea să stea foarte bine în închisoare, mai ales, cred că acela e Mesia, l-am botezat eu, cred că El este. Nu. Observați căutarea lui Ioan? Bine. Și acum răspunsul e foarte interesant. Cum răspunde Iisus? Da, sigur, eu sunt, dați-vă bine la mine. Nu. Îi răspunde lui Ioan și ucenicilor săi în limbajul lor. Cine erau ei? Erau evrei. Ce știau ei? Știau că, tot evreul știa, și alți știa, că trebuie să așteptăm pe Mesia. Cine, de unde știm asta?
Ei, tocmai că Iisus răspunde cu de unde știm acest lucru. Îl știm din Vechiul Testament. Și tot Vechiul Testament, de fapt, nu este altceva decât, aș putea să rezum în trei cuvinte, atenție, așteptați-L pe Mesia. Prin diferite cărți, prin diferite imagini, prin diferite întâmplări, Vechiul Testament, de fapt, te duce cu mintea spre Mesia. Și, de fapt, mesianismul este partea cea mai importantă din Vechiul Testament. Și Ioan Botezătorul, revin, spune, nu cu cuvintele lui răspunde, spuneți lui Ioan Botezătorul că ceea ce scrie profetul Isaia, voi vedeți azi împliniți. Excepțional, nu? Ce a spus profetul Isaia? Ce a spus? Când va veni Mesia, orbii vor vedea, șchiopii vor umbla, săracilor se va aduce vestea cea bună. Nu așa se întâmpla? Iisus, de fapt, făcea aceste minuni pe care le prevestise Isaia. Și El le spune, uitați-vă, faptele mele, nu, aceste minuni pe care le vedeți, oare nu spun ceea ce spunea Isaia? Așadar, mai aveți probleme? Dacă voi știți Vechiul Testament, e ușor să deduceți că cel care vă vorbește este cel promis, cel propus, cel anunțat de profeți. Așadar, iată un răspuns admirabil al lui Iisus. Nu prin cuvinte, ci prin împlinirea profețiilor. De aceea, dumneavoastră, dacă ați mai urmări și în zile de lucru și în toate duminicile, profeții și mai ales profetul Isaia este cel care apare în fiecare zi la liturghie. De ce? Pentru că el a vorbit concret, exact, despre cel care trebuia să vină. Așadar, aflăm azi, încă o dată, că Iisus este Mesia. Dintr-o întrebare a lui Ioan și un răspuns al lui Iisus. Dintr-o preocupare a lui Ioan și un răspuns al Domnului. Dintr-un dubiu, dacă vreți, un sfânt dubiu, l-aș numi eu. Îndoiala nu-i păcat niciodată. Să pui întrebări nu-i păcat niciodată. Și cred că chiar și unui profesor, nu știu câți profesori sunt în biserică, le place ca elevii lor, studenții lor, să le pună întrebări. Pentru că atunci înțeleg mai bine. Deci, repet, întrebarea nu-i păcat. Chiar și pentru noi, când vine cineva și ne spune, ne pune o întrebare, cred că ne bucurăm pentru ca să lămurim și atunci, iată, și e foarte bine. Întrebarea care aș pune eu mai departe este următoarea. Oare trebuie să așteptăm un altul? Pentru că, de ce spun lucrul acesta? S-ar părea că foarte mulți oameni încă nu înțeleg, de fapt, sau nu vor să înțeleagă, sau n-au descoperit încă adevărul despre Iisus Hristos, importanța lui Iisus Hristos. Observați câți oameni își rezolvă problemele în altă parte? Observați câți oameni încă îl lasă pe Iisus pe locul al doilea? Se spune că un cardinal englez, el a observat că lumea, chiar dacă mergea la biserică, chiar dacă se ruga, avea probleme de cunoaștere a Domnului. Și el a zis, ia să mă duc eu puțin pe străzi să întreb, lumea știe cine este Iisus sau nu? Și acest cardinal se oprește mai întâi la ieșirea dintr-o mină. Și zice, minerii, să vedem ce spun ei. Și îl întreabă, tu îl cunoști pe Iisus Hristos? La care un miner răspunde, nu știu, nu pot să vă spun, pentru că nu lucrează în schimbul nostru nimeni cu numele acesta. A mers la un pădurar să întrebe, zice, tu știi cine este Iisus Hristos pentru tine? Nu, n-a trecut nimeni azi pe aici cu numele acesta. Și a mers totuși la o doamnă, care tocmai ieșea din biserică, și o întreabă, zice, dumneavoastră, știți cine este Iisus? Și ea zice, da. Iisus este acela pentru care eu vin în fiecare zi la biserică și cu care mă împărtășesc. Deci a dat un răspuns admirabil. Pentru ea era în fiecare zi, rețineți cuvântul, în fiecare zi, eu vin în fiecare zi la biserică pentru el ca să mă împărtășesc. Eu v-aș întreba și pe dumneavoastră, fără să-mi răspundeți, dumneavoastră aveți o imagine clară despre Iisus? Adică pentru dumneavoastră Iisus este așa o persoană cu care eu vorbesc sau cu care vorbim per tu? Pentru dumneavoastră Iisus este o persoană la care mergi ca să îi expui situația ta, persoana ta, viața ta?
Sau Iisus este ceva, sau cineva, scuzați, cred că totuși pentru toată lumea Iisus este cineva, doar cu altă funcție. Iisus este doar atunci, sau la Iisus mă duc doar atunci când am eu o problemă. Papa Francisc, de care vorbeam mai degrabă, el vorbește foarte des despre dialogul dintre om și Dumnezeu de la persoană la persoană. Cred că acum o lună vorbea el foarte frumos că oamenii n-ar trebui să-L vadă pe Iisus undeva departe, dus între aștri, ci persoana dintre noi, omul dintre noi, Dumnezeul dintre noi. Și tocmai de aceea cred că duminica de azi este o duminică și a credinței. Așa cum se confirmă credința acelor doi ucenici care vin la Iisus, cam așa trebuie să se confirme credința noastră. Am încheiat anul credinței și am vorbit de credință, am recitat crezul, am vorbit despre Iisus. Iată acum vine Crăciunul. Încă o dată vorbim despre Iisus. În ce măsură noi ne implicăm în această cunoaștere? Apropo, cine a citit o carte despre Iisus în acest advent? Sau, dumneavoastră ce v-ați propus când am intrat în advent? Să fim mai buni, nu? Să fim mai atenți? Ei, iată vine Crăciunul. Dumneavoastră simțiți pasul înainte? Tocmai de aceea cred că adventul cam asta ar trebui să însemne o apropiere și o cunoaștere de Iisus, a lui Iisus. Va veni Crăciunul. Care va fi prioritatea în viața noastră? Nu știu, vor fi multe realități în jur. Care de care mai luminoase? Flash-uri câte vom avea? Oare între aceste flash-uri, Iisus cel umil, Iisus cel sărac, Iisus cel care nu face gălăgie, va avea un loc? Mai avem o săptămână și jumătate până la Crăciun. Mi-ar plăcea ca această săptămână și jumătate să ne pună aceste întrebări. Chiar, cine este Iisus pentru mine? Ce mi-aduce mie Iisus? Ce mi-oferă mie Iisus? Aș putea trăi eu fără Iisus? Dacă putem trăi fără Iisus, înseamnă că credința noastră încă are mari probleme. Dacă nu putem trăi fără Iisus, atunci, într-adevăr, suntem pe drumul cel mai bun. Acestea fiind spuse, vă invit cu adevărat să ne punem întrebarea și mai ales rugăciunea. Doamne, aș vrea să fii mai aproape de mine. Aș vrea să fii mai intim cu mine. Aș vrea să fii cu adevărat Dumnezeul meu. Amin.